Bă, ajutați-mă să mă, să scapă mama, adică ajutați-mă pe mine să fac cumva să scape mama, adică ChatGPT-ul, deci maică-mea e dependentă de ChatGPT acum. ChatGPT? CPT, CPT. LGBT? Bine, s-a făcut gluma asta de pe unde. Da, nu? Exact. Deci s-a făcut. Stă maică-mea cu ăla și-a luat și abonament și plătit. Și ce vorbește? De medicină, de astea. De... Da? Da, numai de astea. Și știe ce GPT-ul? Știe bine de tot. Știe bine? Da. Dar până când e informația băgată? Până în ce an? Până în 2020 sau cât e? Nu știu, bă, nu știu, care bază de date mai vechi. Da, da, m-aș aștepta atunci la medicină, nu știu să... Și cumva o anunță pe maică-mea acum când începe lecții de viață. Bă, da, ChatGPT-ul ăsta preia și glumele proaste de pe internet. Nu știu dacă ați observat. Nu, tu nu, că nu stai pe Facebook. Nu, n-am cum. Bă, toată lumea s-a apucat de făcut... Regele internetului și a rețelelor de socializare. Ce-a de... Așa. Până aici. S-a umplut internetul de glume făcute de oameni care nu sunt, nu că de meserie, dar nu mai pot. Deci nu mai pot de oameni care stau la birou, unii la stat, unii la... pe unde ar fi și bagă glume. Toată lumea a început nu să aibă impresia că, da, au început să aibă impresia că știu să facă glume. Păi este foarte obositor pentru oameni. Da, cred că s-a democratizat foarte mult treaba asta cu glumele. Și sunt foarte proaste. Aici e problema, că iar dacă ești profesionist în domeniul ăsta, bă, te doare cap. E foarte nasol să te trezești dimineața, intri dacă n-ai ce face pe... Dacă nu ai o carte în mână... profesionist în domeniul umorului. Șefule, hai să trecem peste asta. Bă, ești sau nu ești? Deci tu vorbești acum din poziția de profesionist al umorului, ca să stabilim exact termenii discuției. Nu trebuie mai să stabilim noi treaba asta, e stabilită de public. Deci nu. Deci da, Gicu, eu am lucrat într-o branșă care s-a ocupat cu umorul foarte mult timp și am lucrat mulți ani, poate chiar 15 în domeniul umorului. Așa este. Bă, și este obositor. Deci toată lumea crede că poate să facă glume și te doare capul. Deci nu se mai poate. Deci oameni care dau glume cu... Deci cum apare un subiect ăla, băiatul care a lovit ceilalți copii de la 2 mai. Se apucă și fac glume. Băi, stați acasă. Stați acasă, și mergeți la birou și... dacă luați banii de la stat. Luați banii de la stat, ne făcând nimic. Dar nu mai scrieți pe Facebook, că se vede că nu faceți nimic. Și mai au nu mai pot. Glumele proaste în societate sunt printre cele mai puțin taxate chestii. Dacă te îmbraci, de exemplu, ca pula sau dacă vorbești urât sau dacă faci orice altă chestie care nu e în regulă la nivel social, ești taxat mult mai des. La glume proaste, nu numai că nu ești taxat, ba, primești, dar lumea mai și râde din complezență, știi? Da. Dar unii chiar râd, dacă te uiți la comentarii, deci atât de jos s-a ajuns nivelul încât lumea râde la glume proaste. Sunt tovarășilor cărora le e atât de rușine încât simt nevoia să pună? Nu. Că până la urmă, cât te costă, bă, să pui un emoticon de ăla și să mergi mai departe să-ți vezi de zi? Hai, bă, că i-am făcut o bucurie. Deci e jumătate, asta e publicul care înțelege că glumele sunt proaste, chiar foarte proaste. Dar de ce simte omul nevoia? Asta mă deranjează. Bă, dar n-aveți altă treabă? Stați, păi părerea lăsați... mea, știi de ce cred că s-a întâmplat chestia asta? S-a popularizat foarte mult fenomenul de stand-up. Sunt mulți oameni care fac stand-up bine, zic eu, sau peste un anumit nivel în România, care oamenii aia, evident, arată ca niște oameni normali, majoritatea dintre ei, nu? Ăștia care fac stand-up. Și ăștia se duc la stand-up să-i văd la televizor, pe ăștia din România care fac stand-up, gen Mirică, gen ăla, gen ăla, și au impresia că, pula mea, e simplu, oricine poate să facă o glumă, pe urmă. Deci ăștia s-au chinuit nu știu câți ani am auzit să ajungă eu, acolo, știi? Știi de câte ori am impresia... auzit eu, mai ales prin mediul rural, când mă mai duceam. Mai puneam muzică, mai de-astea, și dădeai peste un grup de prieteni, de obicei ai patronului locației, care și eu, bă, l-avem pe un băiat aici. Să-mi bă pula, dacă s-a apucat ăsta de stand-up, morea de pe la București de foame, îmi pula mea. Da, știi că întotdeauna e ăla care e fanii dintre... Bă, stand-up, dacă omul are curaj să iasă pe scenă, e un act... știi care e diferența între ăștia care scriu glume neavând talent pe Facebook și unul care în mediul rural ar avea curajul să... facă stand-up, bă, are curajul să facă stand-up. Bravo lui! Să iei în timp real, da. Adică, bravo lui! Ești prost, dar nesimțiții care stau pe Facebook și bagă glumele astea proaste pe care nu le mai suport. Deci nu le mai, bă, nu mai suport. Sunt unii care scriu în continuu. Bă, da, aveți altă meserie. Pe bune, sunteți umoriști? Stai acolo, fă-ți meseria dacă ești... Ți-am povestit de băiatul ăla din Craiova care a fost opening gag la mine, care avea... Era prima dată când punea muzică în club și era atât de...
stresat și atât de crispat încât a preferat să se pișe pe el, conștient. Am mai auzit povestea. A preferat să se pișe pe el pentru că trebuia să facă beatmatching la piese și a zis, decât să-mi treacă cavaleria pe mix, să nu se înțeleagă nimic, pula mea, eu stau aici și mă piș pe mine să potrivesc piesele una cu alta, exact când le nimerise. Bă, mi se pare frumos asta. Pișarea. Asta e un act artistic. Dedicare, i-am zis, boss, sunt fanul tău. Eu aș fi global la stand-up dacă aș face stand-up. Catarsis prin urină. Scuzați-mă. Aș fi ăla de la stand-up. Da? Te-ai remarcat la stand-up. Pe care te duci să-l vezi în seara aia? Pe ăla care se pijă pe ăla. A, gata, știi? Adică știi exact te-a recunoaște toată lumea. Bine, până în punctul în care să vină un să se cace, care să te spargă. Adică după aia poți să te retragi după aia. E un maratonist, e o poză celebră cu un maratonist care a făcut pe el și aleargă în continuare. Da, mă, nu știu, aia cu alergatul la maratoniștii și forma asta de alergat distanțe foarte lungi. De către neprofesioniști. E ceva de către neprofesioniști. Nu te-a pus să alergi pe Facebook de capul tău. Băi, terminați cu prost. Nu mai alergat. Asta cu alergatul, foarte... nu știu, mi se pare că arată foarte rău. Voi ați văzut oamenii alergătorii aia de cursă lungă? Stai, te referi la profesioniști sau la deci ăștia care au meserii la stat? 10 ani, ești nebun. Deci sunt slabi, vai de pula. Stam, cum ar vrea? Au poziția. Au și poziția cum ai vrea unul? Deci este, nu pe bune, adică nu știu, alergatul ăsta pe cursă lungă, nu știu, o face bine, nu o face bine, dar toți alergătorii aia de cursă lungă sunt... Dacă mă, o să fie grași, explică-mi și... Nu să fie grași, dar n-ai văzut aia, uite, pe distanțe, cu cât e distanța mai lungă, cu atât omul arată mai rău. Cu cât e disciplina de a alerga pe distanță mai lungă. Aia nu, la 100 de metri. 100% la 100 de metri sunt numai mușchi, că sunt pe explozie și tot, arată toți și perfect. Și ce vrei să zici cu asta? Și cu cât te duci, dacă te duci, cu cât începi să ajungi la 10 de kilometri, okay. Începe să... Întoarce-te de unde te-ai dus. Da, subtextul... Maratoniștii sunt urâți, nu e ok. Deci, subtextul a ceea ce a zis Tudorica e, bă, mai ușor cu munca. Deci, nu știu dacă... Mai ușor cu munca. Nu, ziceam doar așa, că alergătorii de cursă lungă arată cumplit. Știu, așa, așa am sesizat eu, bă, poate mă înșel, dar aia care, toți aia care, nu știu, majoritatea lor care aleargă cu distanțe foarte lungi sunt... E adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. De ce zic? Bă, e rău, zic, e rău de tot. De ce mi-ai adus aminte de ăla care îl vâna pe Terminator, în Terminator 2? Ăla de era îmbrăcat în polițist tot timpul. Mie ăla, eu dacă aș... Dacă aș fugi la maraton, aș fugi exact ca ăla. T-300, nu știu, ăla care era mai avansat un pic. Ăla care era mai avansat, un metal un lichid. Un T-ul mai nou. Dar deci sunt cei care aleargă... Și asta și maratoniștii poveștilor. Da, e mai greu a doua oară după ce vomiți și după ce leși în a treia oară, atunci e momentul când trebuie să tragi de tine, știi? Uite, mă, după vai, a patra ești clismă. Foarte departe. Da, mă, deci, sunt niște glume până la urmă. Știu, dar senzațiile care îți vin în creier când depui efortul acela sunt foarte... răsplătitoare, ca să zic așa, în limba română. Tu vorbești ca maratonist profesionist acum, nu, adică. Gicu, am dat și aici o glumă, a râs Răzvan la ea. După ce am citit multe cărți despre ultramaraton, am avut o pasiune cu cititul despre ultramaraton. E interesant fenomenul. Și am zis așa, că eu am devenit ultramaratonist virtual și eu alerg virtual pe zi cam 20-28 de kilometri virtual. Imaginezi. Da, pentru asta zic, eu am devenit, deci din cauza pasiunii, am devenit ultramaratonist, dar virtual, când m-am adus la ultramaraton. Bă, dar o merge dietă în somn. Am o... Dietă în somn? Să visezi că te abții de la mâncat. A, am o informație pe care poate nu știe lumea. Funcționează, nu? Sunt sigur că sunt oameni care se abțin în somn. Dietă în somn, slăbești în somn. Să slăbești în somn, bine, ziua mănânci. Și noaptea să fii somnambul, tu să visezi că nu mănânci, să te duci la frigider să mănânci și te visezi că faci foamea. Da. Ca să o leg de stand-up și de asta cu ultramaratonul, Eddie Izzard, în cazul în care nu știați, este ultramaratonist. Omul a alergat, nu doar că e ultramaratonist, a alergat pe un record cât un maraton pe zi timp de 30 de zile sau de asta, fără nicio exagerare. Deci chiar... da, păi nu sunt ultramaratoniști care fac genul ăsta de chestii. Bă, dar da, asta arată tu puterea știi, omului. Că l-ai și travesti, mă rog. Asta am întrebat, dacă pe tocuri. Asta am întrebat. La asta mă gândeam și eu. Nu cred. Dar asta arată faptul că noi nu știm mai nimic despre noi și despre planeta Pământ și despre om. Deci noi putem să facem treaba asta dacă... Da, omul am înțeles că e mamiferul care poate alerga cele mai lungi distanțe. Pentru că transpiră. Distanțe. Ce anume? Pentru că transpiră. Că sunt și triburile alea care pentru alergă antilopa... Pentru că transpiră. Da.
Alerga. Pentru că transpiră. Am înțeles, păi nu, că transpiră. Păi nu, asta dar a fost... și antilopa nu transpiră? Păi nu moare. Păi asta, nu râde. Păi asta cine este moare? Diferența între om și antilopă. Omul aleargă antilopă. Asta, asta este explicat. Și antilopa nu transpiră? Deci asta, acesta este exemplul suprem pentru ultramaratonici. Că omul primordial putea să alerge de fapt foarte mult. Și noi de fapt sunt teorii care spun așa, că omul de fapt alerga, nu mergea. Pentru că omul în viața lui se deplasa alergând după pradă. Și el a învins natura pentru că antilopa moare, moare de cald. Deci ultramaratoniștii primordiali, ca să zic așa, de acum sute de mii de ani, alergau antilopa la infinit până când antilopa murea de cald și o prindea. Asta a fost făcut diferența între om și animal. Da, da, da. Antilopa nu transpiră. Da, mă, se auto-încălzește până... Se auto-încălzește până se prăbușește de cald. Păi nu, asta e diferența. Ce, omul transpiră, nu e o prostie, asta e explicația pentru care... Până de punctul de vedere antilope. Ca antilopă e nasol. Ca antilopă e nasol. Deci. N-au antiperspirant, adică e... Bă, Dragoș, dar recunoaște și vreau să recunoaștem în fața oamenilor, apropo de transpirație. Ne-am sărutat aseară, da, știu. Da, mă, nu. Recunoaște. V-ați sărutat aseară? I-am zis să recunoaștem. Unde? În somn. De foame mi-am pierdut mințile și am zis, bă, când ne-am despărțit pe la 10:30, de asta mă gândeam, când ai ajuns, când te-ai apucat, te-ai dus direct la Mușan după ce... Da, mă! Dar unde ați fost? După ce ne-ai lăsat, am fost la Mexican unde eu am mâncat atât de multă mâncare încât mi-a fost rău efectiv până acum 2 ore. Am deci spus-o cu maică-mea în oraș și era și Tudor deci și se uita maică-mea la Tudor. Eu și s-a mâncat în continuu. E ora acum, nu știu, 12 și mi-a fost rău practic de la 10:30 până la 8. Deci dimineața, nu știu. Nu înțeleg treaba asta. Am mâncat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Bă, adevărul deci, că a cred fost că extraordinară și... mâncare. Adică... A fost extraordinară mâncare. Dar eu n-am mâncat cât ai mâncat tu nici pe departe. Păi voi ați făcut chestia aia, în fine. Deci doar avut, varanul... Ați avut working dinner. Așa. Deci varanul Komodo ar mai putea să mănânce ca tine, dar și ăla se simte un pic rău, dar ăla vomită unghii. Și păr, da. Nu știu de unde știi ce am făcut eu azi noapte. Păi nu, stai. Asta nu pot să înțeleg. De totuși, ce? Adică ce ai mâncat încât să... Adică nu pot să înțeleg să mănânci până atât încât să-ți fie rău. Păi da, dar azi nu mai bag nimic. Bă. N-am zis că azi nu bagi sau nu bagi. Eu nu înțeleg cum ai ajuns acolo. Tu nu înțelegi adică, cât de bună a fost mâncarea. Băi, am înțeles. Dar nu pot să înțeleg lipsa de rațiune încât să mănânci încât să-ți fie rău. Nu înțeleg. Adică nu mi-a fost rău pe moment. Tu nu înțelegi cât de bună a fost mâncarea. Foarte dar ce bună. S-a întâmplat în tine de ți s-a făcut rău? Asta trebuie indigestie să s-a întâmplat în el. Nu știu, pur și simplu era prea multă mâncare. Efectiv, nu. Stai. N-am făcut toxic infecție sau blocaj de bilă sau nu știu ce. Efectiv, era până aici. Dar asta ce spune despre tine? Că este cum a zis mama. Băi, da, mare chefliu mă ieși tu, Dorin. Adică am băut o gură de apă când am ajuns acasă și a rămas în gură apa. Adică nu mai avea unde să se... Băi, cred că și varanul lăsăm... de Komodo are mai multă rațiune când mănâncă... Ai văzut cum mănâncă capre, oi, aia mănâncă orice. Tot timpul la dragonul. Și eu chiar mă uit. Le mușcă, chiar... li se infectează rana. Se împute, moare în condiții groaznice. Dar cred că și ăla se oprește la un moment dat. Dar cum să mănânci până nu mai poți? Ai văzut cum face ea în mișcarea aia? Nature is Metal este pagina de Instagram da, care exact, ne place foarte mult. Sau o dă așa pe gât, da. Așa, hai să vedem niște știri. Bă, Dragoș. Nasoale. Nu, vreau să recunosc, să recunoască Dragoș alături de mine că deodorantele antiperspirante pentru femei sunt nesuperioare celor mult, pentru bărbați. Mult. Lady Speed Stick bate orice. Depinde cu ce vă dați voi. Eu mă Lady dau Speed cu fa, Stick. Mă dau cu faua la original. Eu mă dau cu niște șmecherii. Bine. Mă dau... Hai să trecem. Nu mă dau. Nu mă dau. Nu mă trecem la știri. Nu mă dau cu borotalco. Nu mă dau cu borotalco. Cu borotalco, în primul rând. Și de ce eu șmecherii? Am și eu un rucsac. Am și eu un rucsac, dacă vrei. Și mă mai dau cu unul franțuzesc pe care îl iau numai când mă duc în Franța sau când găsește cea în Franța. Care? Se numește, cred că, Cavaie. Cavaie. Bine, un deodorant ordinar. Da, așa am ei, și eu de la Hermes, ca să zic așa. Nu mă, eu zic, la Franța, nu fac reclamă. Eu le iau de la Carrefour. Hai de... Carrefour. Mermes.
Hai să vedem. Ia, dă-i play cu sunet, dă-i play cu sunet. Din Crevedie au rămas fără case în urma exploziilor în lanț de la stația GPL, dar primăria are alte priorități. În prima ședință după tragedia a decis ca fratele consilierului primarului din localitate să primească un teren. Într-o reacție exclusivă pentru Decisiv, consilierul edilului din Crevedie a venit cu o explicație halucinantă. Spune că decizia a fost luată pentru că, atenție, fratele său se însoară și nu are o casă proprie. Vedem declarația. Vă v-am sunat în legătură cu decizia pe care ați avut-o ieri în ședința consiliului local. Înțeleg că a fost un proiect de hotărâre prin care fratele dumneavoastră primește un teren. Da, așa este. Dar vă rog frumos, dar acolo nu spune nimeni că acest băiat, fratele meu, stă în casă la fratele meu momentan. Stai, cât o să mai țină și îngăzi. Deci fratele meu stă în casă la fratele meu momentan. De mai departe. Doarme. Asta nu se spune. Dar el a rămas fără casă? El nu a avut casă niciodată. A fost un ajutor și nu acum de când am venit eu la primărie ca și consilier. Stai. Are făcută de gata. Ia o întrebare. Deci primarul are un consilier, că zice consilierul. Adică mi se e ca la regele Franței Ludovic al XIV-lea, are este consilierul. Este adică ca consilierul. Consilier. E consilierii, da. Deci are un consilier. Ar putea să aibă mai mulți. Da. Suna ciudat în burtiera aia dacă scrie o reacție a unui consilier. Asta vreau să știu, are mai mulți consilieri și ce îl consiliază pe primarul din Crevedia? Uite, îl consiliază și dă lui Frasu teren să-și facă casa asta. Nu, stai că e interesant asta și chiar vorbește mult despre România. Deci primarul dintr-un sat de căcat explodează chestii. Bă, nu cred că e un sat de căcat. Nu raportat strict economic la toate celelalte sate din România. Dacă... Nu știu cât de căcat e. Băi, dai seama trebuie acum că puiul explicații... este supărat pe benzinărie? Explicați-mi de ce trebuie să aibă consilieri un primar de sat. Ce înseamnă consilier? Adică vine și explică. Dom'le, cum să facem strategia globală? Explicați-mi ce îl consiliază consilierii pe un primar dintr-un orășel din acest sat. Consilierul... Și la sat sunt consilieri. Consilierul cumva, consilierii primarului, da. Din ce înțeleg eu, e un fel de mini-parlament. Cumva. Că sunt o grămadă de căcaturi care se blochează în... Deci cum sunt mini eclerele alea? Deci... Știi mini eclerele alea? Eclere mici? Le știți pe alea? Da. Eclerul mic? Da. Ție-ți place eclerul mic? De la de... Îl iei dintr-o... Nu-ți place eclerul... Denis, îți place eclerul mic? Așa e și consilierul la... comparat cu parlament. Cu parlamentarul. Deci e consilierul. Plus că eu tot timpul îmi închipui ședințele alea așa cu primarul și cu consilierul că e... ar trebui să-l împroprietărim pe... Marcelică. Pe ce fratele meu ai? Care stă la fratele meu. Da. Ce părere ai, consiliere? Și ăla... Atâta. Eu dați seama ce abuzuri sunt în țara asta cu acești consilieri. Da, mă, și știu că, vreau să văd, și știu vreau că primarul nu poate să ia decizii fără consilieri. E nevoie de acordul consilierilor. Asta e, deci, ca să treacă cumva... Dai seama în ce țară vreau, trăim. Vreau, toți trebuie să facem acest gest. Deci ce țară trăim? Vă dați seama cum sunt consiliere. Și cum vine aia la birou? Băi, mă duc cam... Deci dimineața la Prașile și pe aia vin că bănuiesc că nu trăiesc. Că nu sunt consiliere angajați full-time. Sunt consiliere angajați full-time? Dar ce este? Sau vin cu part-time? Cum vin consilierii? La duminică, la, ca la biserică? Cum se vine la primărie? La consiliu. Nu la consiliu. Dar da, nu-i vorba de... Și cum discute acolo? Eu mi-închipui discuții de dimineață apropo de, cum să zic eu, responsabilitățile astea profesionale. Costeluș, dacă terminăm cu porumbul săptămâna asta, sâmbătă, intrăm în laborator și facem fisiunea aia sâmbătă. Da, în primul rând sunt plătiți, am înțeles că sunt plătiți la ședință. Deci consiliul e plătit la ședință, nu e... Nu? Așa e, nu? Deci fac mai multe ședințe ca să primească mai mulți bani. Da, ca la meditații. Fac meditații cu primarul, într-un fel. Îl meditează ce, pe ce, primarul. Ce, ia zi porumbul. Ce a mai făcut porumbul? Păi porumbul, prost, 6. Trebuie să mai lucrăm la asta cu porumbul. O cereală adusă din America. Da, ce e adorabil asta, că cu cât merge mai departe clipul, este cât de... consumat de problema lui Frasu este. Adică e cumva, e total surprins... cum lumea
nu e mai mult empatică că frasul stă acolo, e și cu viitorul socru sau nu știu cum, vrea și el să se căsătorească cu fata aia, adică... Plus că din punctul lui de vedere, ce legătură are una cu alta, adică... Cumva e ca și când l-a sunat, nu știu, o altă rudă să-l întrebe ce-a mai făcut, dacă i-a găsit, știi, dacă i-a găsit și lui un teren lui frasul. Adică nu că l-a sunat televiziunea, ia dă-i play, Denis, să vezi. De foarte mult timp. Da. Aveți oameni care au rămas fără casă în urma incendiului și cu toate astea prioritatea primăriei pare că este să îi dea un teren fratelui dumneavoastră. Domnișoară, nu s-a pus pe ordinea de zi ieri. A, e de mult deci în discuție. Pe ordinea de zi. Asta e treabă de luni de zile. Deci de luni de zile e în discuție să-i dea cu primăria, lui fratele lui care stă la fratele lui teren. Ia pune pauză. Bă, viața merge înainte. Păi nu că pare că merge înapoi, că era viața de mult merge problemă. Sau înapoi, nu știu. Important e că viața merge înainte, înapoi, merge unde vrea. Este familia celulă a societății? Bă, da sau nu? Da. Este. Trebuie acum încurajată natalitatea în crevedia, pentru că, mă scuzi, trebuie să existe un mecanism de compensare a pierderilor. Corect. În planul populației orașului Crevedia? Bă, da sau nu? Să iau niște măsuri de preîntâmpinare a pierderii de populație, că de asta el practic se mută acolo alături de consoarta lui să se creștineze, să producă noi vlăstare ale societății din Crevedie. Da, uite ce și zice. Voi acum vă... Copilul ăsta nu a avut niciodată priorități. Asta a scos pe gură. Cine știe ce vrea să spună? Copilul ăsta n-a avut niciodată. Hai bă, să terminăm cu știrea asta, bă. Bine. Nu, eu am o dilemă. Zi. Cum a apărut numele Crevedia? Deci niște oameni care s-au adunat într-un loc și au zis, bă, cum să-i zice noi la locul ăsta? Bă, cum s-au, adică, de unde vine numele Crevedia? Cum s-au gândit unii? Cred că... De la puie aia, mă. Că mai sunt sate care au nume, care au o logică. Eu am următoarea teorie. Așa. Le-a plăcut foarte mult creveții. Asta doar că zic, da. În loc de crevete, creau că se numește Crevede. Și eu zic Crevedia. E aceeași logică oameni care stă și în spatele orașului Caracal. Lor le plăcea foarte mult Caracatița. Și nu s-a putut, că ești, na, Caracal e în Oltenia, Crevedia e pe unde la e. La fel cum probabil... Bă, da, cum și-au dat oamenii nume la sate? Cum a apărut, domnule, aici o să fie Crevedia? Aici e partea asta, băi, Crevedia, așa zicem noi. Dincolo. Da, cum, deci în ce zi cineva a stabilit? Nu, consilier sau fără consilier? Cine, nu dat, cine a dat numele ăsta? Da, așa zic, băi, aici să-i zicem, și de acum încolo, așa e, Crevedia. Când a apărut și numele? Și unde s-a scris asta? Da. Adică unde scrie? Da, deci cine a zis din momentul ăsta și ceilalți au zis, da, mă, ok. Dar Crevedia. Există... Probabil o fată Diana, căruia îi plăceau creveții, nu a putut să-i să dea creveți, prin urmare i s-a dat o localitate care să numească Crevedia. Creveți pentru Diana, Crevedia. După cum și la Caracal, exact cum spun. Bă, avem caracatițe, nouă ne plac caracatițele foarte mult. Bă, nu, dar avem un cal mare și frumos. Dom'le, Caracal și o lăsăm așa. Ca să se vadă da. Și faptul că avem cal și că dar și dragostea noastră pentru caracatițe. Există vreun certificat de naștere? Al? Există vreun certificat de naștere al localităților? Adică undeva un act pe care scrie de aici până aici e Crevedia? Nu, dar să scrie certificat de naștere a localității unde s-a născut localitatea. Aici a zis. S-a mutat. La maternitatea sectorul 1. De unde e Crevedia? Păi din Bihor e. Acolo s-a născut și după aia s-a mutat, i-a dat un teren, un consilier și s-a mutat și a făcut. Hai să vedem altă știre. Așa. Asta e știrea săptămânii din punctul meu de vedere. O femeie de 71 de ani a încercat să-i fure corzile unui alpinist utilitar care era atârnat pe blocul dânsei. Întrebarea este dacă doamna de 71 de ani a vrut să fure corzile de alpinist pentru uz propriu. Adică, dar ce vrea să facă? Escaladă. Mi se pare interesant cum este redactat textul. Escaladă. Deci mi se pare interesant cum s-a potrivit situația cu gramatica și cu limba română. Femeia a tras corzile în casă pe geam fără să-i pese că de ele atârna viața unui om. În acest caz, viața unui om chiar atârna, adică, deși expresia viața unui om atârnă de nu știu ce, dar în cazul acela alpiniștii utilitari, viața unui om chiar atârnă. Am dorit pe această cale să felicităm pe autorul acestui... Deci se pare că a nimerit-o foarte articol. Bine, adică a exprimat foarte și realist și metaforic cumva. Deci viața acestui om chiar atârnă.
târnat de consiliile alea. Și faci la 71 de ani, pe ce faci alpinism utilitar? Pe Mitropolie? Mamă, dar știrea asta Atos, care a fost dată follow pe WhatsApp-uri și de-astea, este luată fără nimic, fără sursă, fără omul care a scris-o, fără nimic. E a noastră. Da, noi nu știm de unde e. E a noastră a tuturor. Da, la Galați auzi mușat în orașul rival. Nemesis, practic. Așa. Nemesis. Ai văzut ce se întâmplă? La voi se întâmplă treaba asta? La Brăila s-ar fi furat. Se dau corzi. Dacă se ești dau corzi. Ia, domnule, o coardă. Dacă la Brăila se știe că sunt multe coarde. Se dau Bă, ce să zici? Corzi. Ce se întâmplă? Adică ce ar trebui să se întâmple? Acum ar trebui să o bage pe asta la pușcărie pentru tentativă de omor? Asta trebuie să se întâmple conform legii? Păi nu, e cum ai zis și tu cu femeia în vârstă care fuma în lift. O ierți. N-are, adică... Ce să-i faci, mă? Legea se aplică și în funcție de situație, de circunstanță. Da, mă, dar poți să-i furi corzile. Poți să bagi la pușcărie pe o femeie de 71 de ani. N-ai cum. Plus că femeia... O cerți. Crezi că știa că... O cerți. Hai de bre. Niște bani, trebuie să dea niște bani. Nu prea are de unde. Are de unde? O ciorbă măcar să dea așa o oală, să-i facă lui ăsta o oală. Nu-i interziști să se uite gata, la știu, viață. Nu, știu, nu. Pedeapsă o pune să împletească niște corzi, știi, să stă la Andrele macrameu. Să facă corzi de alpinist. De alpinist până la 78 de ani. Deci pedeapsă 7 ani de făcut. Dar ce-i faci? Îi faci ceva? Că teoretic e un pericol public, adică aici... Bine, doar dacă ești alpinist, în rest. E periculoasă, domne, doar pentru alpiniști. N-are voie să se apropie de alpiniști. Îi dai ordin de restricție. De stânci, corzi de bungee, tot ce e pe bază de alpiniști. Oameni atârnați, nu are voie să se apropie. Oameni care s-au spânzurat. Dacă are un vecin care s-a sinucis prin spânzurare, n-are voie să ducă să vadă exact ce s-a întâmplat. Da, cu alpinistul utilitar, pe mine mă... Cum sună numele de alpinist utilitar? Bă, adică... dar tu crezi că cineva a fost martorul vreunui act al spânzurării sau așa și stătea și se uita așa și zicea, bă, ce mi-ar trebui sfoara aia să-mi bag? Avea alpinistul utilitar... Deci la alpinist s-a adăugat un element care ține de societate și de muncă. S-a adăugat la o meserie, nu e meserie, a devenit meserie pentru că a fi alpinist presupune o pasiune. Dom'le, te urci pe omul, n-ai nimic de făcut acasă. Poți să mai sunt activități astea recreaționale la care poți să adaugi utilitar, poți să fii notător utilitar sau... Asta vreau să zic, poate exista maratonist utilitar. Maratonist utilitar. Am nevoie de cineva care să alerge 40 de chili. Da, apropo de pasiuni, filatelist utilitar. Acolo e, dacă e colecționar de artă utilitar. Aici, aia, să ai o pasiune de asta. Schior pe apă utilitar. Sau cum zici, ornitolog utilitar, sau nu știu. Ornitologul e o meserie, nu, dar să te uiți la păsări să, nu știu. Portretist utilitar. Bă, asta mi se pare bă, că... Bă, portretist utilitar există. Există. Aia da, de la poliție. Da. Asta cu ornitologul și cu uitatul ăsta la păsări, mi se pare că cineva a avut o mega șpârlă acolo când a registrat-o ca meserie, știi? Adică e un pic la limită, știi? Un în pic cazul la în care limită. Se ratează cu stand-up-ul Raul Gheba, să aibă ce tu să ce, fac. Tu cu ce te ocupi? Bă, eu mă duc și mă uit la păsări. Să mor tu și asta faci tu asta. Da. Și e salariu, da. Am pensie, beneficii. Atâta timp cât le văd la timp, trebuie doar... Cum ar fi ornitorul care n-a văzut niciodată? Bă, n-am prins niciodată. Bă, dar mai am o chestiune. N-am văzut, nu erau acolo. O chestiune de natură medicală aș dori să vă întreb. Apropo de actul spânzurării. Că toată lumea zice... Dar bă, că ești preocupat. Da, sunt un pic. M-am tot gândit în ultima vreme la asta, dar nu știu. Adică știu exact de ce, dar nu contează. Așa, nu intrăm în terapie. Dar... Apropo de funie și... așa, zi, Gicule, vorbim și... Da, nicio problemă, lămuriți-mă și haide, pe mine. De ce zice lumea, bă, trebuie funie și săpun? Săpun de ce? Ca să aluneci? Să aluneci de ce? Te irită la gât când te spânzuri? Adică ultima ta problemă după ce mori e că te găsește cu iritație la gât? Ia uite, bă, săracul s-a spânzurat. Pă, lasă, bă, că s-a spânzurat. De-au ce iritate pe acolo, cum l-a luat funie. Cred că e ca să se strângă funie mai bine. Da. Cred că o dai cu săpun. Dacă altfel poate să rămână și da. nici nu te sinucizi, nici, adică să rămâi agățat. Să rămâi agățat, înțelegi? Se dă pe sfoară, cred.
Da, și altfel rămâi agățat. Bă, cred că asta cu funie și săpunul... Deci nu la gât așa în jurul. Eu, sincer, asta cu funie și săpunul, cred că era de pe vremea când erau sfori de căcat pe vremea lui Ceaușescu. Deci, pe bune, că acum sforile dracu se strâng singure. Nu, asta cu săpunul... Astea plastifiate așa zbunești. Părea genul de artificiu de la făcut pe vremea lui Ceaușescu, știi? Când îți făceai, spuneai lumânări în sticle tăiate ca să ai când se ia lumina, când așa și săpunul la spânzurătoare. Că nu cred eu că în America, americanul în anii 70-80 își căuta săpun la sfoară. Nu, punea petrol, că îl descoperise. De exact, nu, deci asta e o chestie. Haideți altă știre ca să românească. Schimbăm subiectul. Bă, dar mersi că m-ați lămurit. Așa, îl avem pe Transfăgărășanu. Poate printre cele mai proaste reclame pe care le-am văzut în viața mea la un produs alimentar. Printre cele mai proaste. Cea mai proastă reclamă la vreun articol de înghițit, de băgat, ca să zic așa, la un produs alimentar, a depășit-o în prostie pe aia de acum câțiva ani de la Kinder Bueno cu doamna murdară de ciocolată, dacă mai țin de că noi ne-am enervat foarte tare atunci. Eram în mașină și efectiv... Și au vrut să pară smart și de fapt au făcut-o cu... Eram pe Victorie și ți-am zis, bă, mușat. Mă sare pe mine ceva sau e o ciocolată care se numește Kinder? Băi nervoase, da. Pentru copil și e fata aia murdară de ciocolată și textul... Și de ciocolată, că putea să... E și interpretabil ciocolata. Da, mă. Adică e de două ori nasol. Odată că era ea pofticioasă și îi sărise așa, dar și ciocolată. Adică mai rău, înțelegi? Adică... Aia a fost sinistră. Dar asta... Asta e doar foarte proastă. E un maț! Un maț, e tot mațul. Cârnatul e un maț, iar ei vând un maț, practic. Two girls, one kinder. Da. Și nu mai e cârnat mușat, asta e chestia, că tu ziceai că dacă tot cârnat e, bă, nu e, deci când nu este pe segmente, nu mai e cârnat ăla. E Transfăgărășan. Deci nu mai e. Uite, deci nu e transcârnat. Nu e un cârnat. Pasajul transcârnație. Cârnatul, din punctul meu de vedere, trebuie să existe un cap și o coadă. Bă, nu, aici este un cârnat. Bă. E cârnatul care a gândit toată campania asta. Dar mi-e place că jos e manicură pedicură, adică după ce mănânci trebuie să te aranjezi frumos. Mi se pare că potriveală perfectă. Băi, frate. Transfăgărășanu, că e ca șoseaua, înțelegi? Asta e. Pentru gurmand. Normal. Bă, suntem gurmanzi aici? Bă, suntem, frate. Noi doi suntem gurmanzi. Ne simțim reprezentați? Bă, dar tu îți dai seama cât ce lanț de lipsă de interes a fost în această campanie, pe cât oamenii a trebuit să-i doară în pulă unul după altul ca să se ajungă să pună afișul ăsta. Pă bune, deci e un lanț aici, ăla, brieful cine știe cum a fost, după aia asta ce-au livrat ăștia, ăia ăla de la Carrefour, de la marketing, care a zis, da! Asta e, asta aș dori. Dar asta e făcută de agenție sau din nou? De agenție, bă, că Carrefour-ul, dai seama, că nu cred că și le fac ei, in-house. Dar nu agenții interne la branduri de-astea mari, la Carrefour? Adică Carrefour e atât de mare că poate să-și permită propria agenție, mă gândesc. Da. Normal ca o agenție. Asta e mai directă. Adică e mai reclama e mai simplă aici, manicură pedicură. Știi despre ce e vorba aici, nu-mi dai seama. Și pus pe background-ul ăla cu viața aia la sat, adică... Cărnatul al cuie. Dar efectiv este un maț ăla. Este exact, da, exact sistemul digestiv. Dar ce e aici? Este sistemul digestiv. Ce e aici? Crevedia după explozii? Ce e? Da, și o lumină. Vezi că vine o lumină din asta cer. Asta n-am înțeles de ce este pe alb partea aia. Da, mă, vine, că vine cârnatul. S-a pogorât cârnatul asupra crevediei. Adică de ce e alb față de restul? A doua venire a cârnatului. Da. Să-mi bag pula, deci, bă, pe măsură ce mă uit, aici încep să văd și îmi vine să și spun porcării din ce în ce mai mari, motiv pentru care nu o s-o fac. Hai să-i dăm mai zi, mai vrei să zici ceva? Nu, este, mi se pare din dar ce în ce termină, mai... se termină? Are un final sau e legat în capete și e ca un cerc? Nu se termină niciodată. Nu se termină niciodată, nu? Ba nu, începe la Argeș, se termină la Sibiu. Dacă știți, cine știe? Da, da. Transfăgărășanu, frumos. Hai, dă-i mai departe. Bine, mă, mușat. Ești oribil. Manichire. Felicitări, oribil. Acum, deci mere, bă, nu doar așa, ca să știe lumea, managerul de la spitalul din Botoșani, unde a fost lăsată să moară Alexandra, a fost reangajat pe post de conducere, la forțele de muncă, credea de mai jos, parcă undeva pe un post la forțele de muncă, de unde și venise ea.
Așa, da, director, acum director executiv adjunct la Agenția Județeană la ocuparea forței de muncă. Altă funcție de conducere, altă instituție. Bă, frate, nu știu, poate este antisocial ce spun eu acum. Poate este, poate nu este. Bă, dar n-ar fi oricum, că oricum ăștia scapă, ajung iarăși pe funcții de conducere, nu o să facă pârnaia, nu, probabil nu o să se întâmple nimic, oricum, ca de obicei. Bă, da, măcar așa, pentru noi și pentru cine ar dori, poate să afle. O poză cu respectivul. Nu s-ar putea pune undeva, zic și eu așa. Sunt articolul ăsta, să există. Știi și noi cum arată la metă. Tu critici articolul. A? Tu critici articolul. Nu, eu critic. Nu, dă mușamalizarea asta așa poate pasivă. Poate mai scuipă cineva, pă, nu zic să ceva violent, dar poate un scuipat, poate o vorbă blândă, bă, știi ce zic? Tu intri în zona de instigare acum, care în ce nu mi se pare ok. Bă, frate, da, dar nici nu mi se pare ok să te plimbi pe stradă așa după ce ai lăsat femeia aia gravidă să moară în fața spitalului și să te duci în continuare la muncă, să nu știe lumea cum arăți, să nu zică nimeni nimic niciodată, știi ce zic? Adică știu că... Bă, este un stat greșit. Am zis că oamenii poate antizic. Exact ce vorbeam mai devreme, ăștia care la... Nu pot să fie mutați, bă, din loc unde sunt. Dacă sunt la stat, for life. Dar de ce? Cum m-a sunat pe mine un coleg... Ne pune asta cu problema, domne, e încă în funcție unde s-a angajat respectivul. Bă, dar pușcărie în pula mea, nu e în discuție. Adică ne gândim unde s-a angajat, oare e mai oare în funcție doctorul? Bă, dar în libertate mai e să mor eu pe bune, adică fără caterincă. Și nu știu cum funcționează exact chestia aia cu malpraxisul, că există asigurarea. Zic că sub incidența... Păi nu, stai, malpraxis n-are... Păi malpraxis este, dacă cred că aia în condițiile în care ai încercat totul să-ți faci treaba. Dar stai, malpraxis, da. Malpraxis e la doctori. Presupune într-o primă instanță eroare medicală. Stai, mă, e la doctori, mă. Din păcate, asta e manager. Poate să fie fotbalist care conduce dar spitalul. Dar și la doctor, dacă îl ții pe ăla la ușă și nici nu pui mâna să-i faci acolo, ceva, da. Nu poți să intri la malpraxis, că n-ai praxis, n-ai existat praxisul. Păi n-ai ajuns să malpraxis, că n-ai făcut praxis. Păi băi, da, totdeauna nu. Am avut eu dilema asta și stau și mă tot întreb, pentru că acum, nu știu dacă știți cum e în administrația instituțiilor spitalicești, că e directorul medical și directorul economic, cum ar veni, știi? Și cumva văd necesară separarea asta așa. Pe de altă parte, bă, în fruntea spitalului nu mi se pare ok să fie cineva, adică elementul decizional final, să pice mâna cuiva care nu-i cadru medical. Că fiind cadru medical și trecând prin tot grinderul ăla al muncii... Asta e o discuție care s-a tot avut pe tema. S-a tot avut discuția asta. Nici nu știu cu cine naiba să o vorbesc. Ba știu cu cine o să o vorbesc. Îl am pe prietenul ăsta al meu care a ajuns mare star și pe la TV acum, pe Radu Țincu, că a fost coleg cu mine. Și vreau să-l chem să facem despre sistemul medical din România, că s-au cam strâns și vreau să discut chestia asta. S-au cam strâns unul, s-au strâns subiectele, s-a cam umplut paharul și doi. Acum tot circulă și, dacă teoria asta a conspirat, dar teama asta că o să ne bage din nou în casă, să se declare iar pandemie, să stăm în casă, să pula mea. Ce? Da, da, da. Da, da. Se vehiculează aceste noțiuni. Deci când state au început să apară din nou restricții, sunt indeși în Europa. La englez n-a început școala fizic. Dar ce pandemie mai e? Tot aia. COVID-19. Aia pe care, știi? Aia am început-o în 2020. Dar n-a fost la știri. Asta e deocamdată e pe internet. E genul de internet știre. A făcut Adriana Bacmuțeanu un live. Asta zic, deci cam la zona asta e. Care vi se pregătește ceva. Asta zic, cred că deocamdată, eu zic că e în zona asta. Canalul am auzit. De informare Adriana Bacmuțeanu. Asta zic. Deci este, funcționează. Șoșoacă Bacmuțeanu, cam în zona aia, deci n-am auzit. Asta cu spitalele, deci eu... Deci eu sunt convins că dacă în loc de directorii de la spitalele din România îi locui pe toți cu livratori Glovo din Sri Lanka... Jumătate din ele s-ar îmbunătăți într-o lună de zile. Bă, aș avea certitudinea că livratorul Glovo din Sri Lanka pe postul de manager, director economic al unui spital, vine în pula mea la 8 și pleacă la 4. Deci aia îți garantez că se respectă programul de muncă. Am o dilemă aici. Am discutat-o cu Vladone. Am fost la un restaurant montan. Așa. Populat doar cu... Cu specific montan sau în zonă specific, montană? Și în zonă și cu specific. Cu specific montan. Specific montan. Adică la munte. Floaie de colț, capră neagră. Nu, alpinist.
Deci nu. Cum e la noi, la restaurantele montane, se mănâncă mâncare de genul acesta, coaste de nu știu ce, ciută, caltaboașe. Toată bucătăria era ținută de pakistane și ne gândeam cu Vlad, bă, de ce se chinuie ăștia? Deci, pentru că băieții găteau numai ciorbă de burtă. Deci numai mâncare românească. Sarmale. Ciorbă de burtă. Papanaș. Sarmale. Papanaș. Da, mă, văd de treabă, mă. Păi da, da. Ne gândeam, zic, bă, nu putea... Chiar era poftă de un curry. Adică erau băieții, vreau, zic, bă, faceți-ne un curry. Ne uitam pe meniu, niciun curry. Era numai buls, ardelenesc. Deci aia făcea, găteau numai ardelenește, că era și de Ardeal. La Argeal era, deci găteau pakistaneze, bă, deci numai bulzuri, numai cu smântână. Stai, nene, dă-ne un... Bă, și era poftă de un curry, Vlad a zis. Deci concluzia la acel restaurant din frumoasa localitate pustită, Păltiniș, era... Ați dat Păltiniș? Am trecut pe acolo. Mai erau intelectuali? Nu mai erau. Nu mai era niciun intelectual. Păi erau doar pakistaneze ăștia și noi. Pakistanezi intelectuali. Și, deci primul lucru, după ce s-a încheiat masa la restaurantul pakistanez, nu, românesc din Ardeal, cu bucătari pakistanezi, mergem la un indian. Deci asta zice Vlad, trebuie să merg la indian. Unde niște români care gătesc. Nu, indian. Bă, nu se poate, deci de ce să iei mă pakistanez să-ți facă ciorbă de burtă când poate să-ți știu, facă niște bame... Cu, exact. Deci, înțeleg, adică chiar, bă, știu, exact, e foarte, adică nu e, e ceva ce lipsește la noi. Eu știu, știu niște pakistanezi aici în București. În spate pe la Iancului, pe acolo, aproape de unde stai tu, Denis. Așa. Și în adică spate pe Trump. Acolo, mă duc cu psihotrop de mâncăm acolo tot timpul. Bă, oricât de mult mâncăm, tot 80 de lei dăm. Nu știu ce se întâmplă. Pura 80, în jur de 80 de lei. Este atât de bun și aia făceau bulz ardelenesc, bă. Da, mă, deci e incredibil. Deci câtă mâncare există în Asia și nena ăla care ținea restaurantul îi obliga să vede... Deci ea și greșit a doua ciorbă de burtă. Deci a doua ciorbă de burtă avea gust de afumătură. Nu știu ce a băgat în ea, ți-a ia greșit. Că nu trebuie să... Bă, trebuia să ne dea ceva de-a lor care ar fi fost foarte gustos. Iar la sirlanchezii de la obor, de la ceaoane, da, mai vorbim. La sirlanchezii e foarte bun. La all you can eat-ul ăla de 30 de lei, lasă-o în pis, n-am zis. Asta zi, frate. Deci da, noi să facem în curând. Nu merg astea, mă. Nu merg, mă. Sunt câțiva oameni care mănâncă. Nu merg, frate. Sunt câțiva oameni care mănâncă. Nu știți că era și o statistică că 90% din restaurante din România sunt românești. 80-90%, nu mai știu cât era. Și restul 5% italienești, după aia restul 5%. Da, mă, dacă e tradițional românești și îți pune pizza... Asta e bine, tradițional românesc e oricum are niște de-astea extinse. Că... Pizza, spaghete, de-astea, că asta e mișto. Românesc e doar românesc. Brânză, varză, viezuri, atât. Da, pene, quattro formaggi. Ok, bine. Și chiftelele turcești și... Varză, viezure, prânz. Mazdă. Hai să vedem mai departe. Ce mai avem? Sfat, dacă intrați într-un restaurant unde găsiți pe meniu și pizza și sushi, plecați. Atât asta. Da, nu e bine. Ăsta e sfatul pe care vi-l dau legat de... restaurante. Bun. Ia uite, bă, băiatul, e echidistanță să moară. Deci, bă, frumoasa localitate, filiala Hațeg, după cum se și vede. Filialele Hațeg. Deci, au tot, sunt trei partide. Da. Nu e nimic în regulă. Și nici... Încerc să găsesc un metru pătrat în regulă. Deci nu e nimic. Nimic deci, nu e drept. Deci nu e nimic. Nimic afectat. Totul e dezafectat. Deci nu e în efect nimic sau în afect. Și sunt și partide care totuși ai zice că sunt opuse. USR, PMP, hai să zic asta, sunt alianță și AUR. Și toți sunt acolo. Bine, arătând următoarea poză, please, iar sediul arată, este un coteț extraordinar de frumos. Iată, frate, ăștia vor să schimbe România. Bă, cel puțin poarta e vopsită în culorile USR. Deci s-a rezolvat problema. Frumos, deci nu știu... Cum era să fie poarta vopsită în aur? Dar cum împart? Cum e împărțită? Că pare cât o ușă în dreptul fiecăruia. USR-ul are aia cu gratii acolo. După aia la PMP intri mai răsărit un pic și cu cutiile, dar nu poți să intri. Ușa arată bine, dar e un pic metaforic. Dar nu poți să intri de cutiile adunate în față.
Și la aur e tot un ferecan, e pușcărie. De ce e pușcărie? Și are utile alea, dosare. Dosare, da, la pe dosare. Aur a fost mai conștiincios, și-a pus două sigle, și stânga și dreapta, ca să știi, între alea e aur. Deci între alea, break. Iar acoperiș. Și următoarea poză explică... Acoperișul a trecut în următoarea fază de agregare, dacă vă uitați. Da. Dar uitați, totul este... Deci uitați, cum e gardul ăsta, cum e poarta aia căzută. Alege medierea. Și alături este biroul de mediere, frate. Bă, deci este metafora României. Nu e, cred că există ceva mai frumos pe politica adevărat românească. Alege medierea. Medieri imobiliare. Și acolo, medierea conflictelor. Relații politice. Bă, este genial. Relații politice scrie acolo, publice, da. Pardon, relații publice. Relații publice și comunicare. Lucrări de secretariat. Asta este România. Uite, și o sticlă, subliniază Denis acolo. O sticlă goală, goală, dar golul ăla de... Da, golul ăla de bețiv. De bețiv. Bă, băieți, asta este România. Profund. Alege mediera, toți trei și acolo. Și brazii sunt urâți, să-mi bag picioarele. Bă, totul deci, e urât. Totul e curat. Ia blu la capula care te așa. Acea siguranță din anii 1308, de pe vremea lui Basarab I. Basarab I. Când a fost... Bă, fraților, cum totuși acce... Cum crezi că plătesc chirie? Crezi că... Strânge unul din trei banii, strânge PMP-ul banii, dar de la tu crezi că au căldură, au centrală sau sunt la paușal? No, e paușal, da, paușal în curte, că fac un foc de lemne, mai fac și un grătar. Băi, tată. Cutiile alea pentru ce crezi că sunt? USR, hai să-i dăm mai aur. Departe, că mai avem de văzut niște ilustrații. Doamne, ce bună e poza. Așa. Așa. Deci spune mușat, a ta este. Bă, am eu ajuns. Sunt profund îngrijorat de locurile pe care ajuns să-ți plimb copilul. În primul rând, adică deja. Hai să vedem, știu eu ceva mișto în Hațeg, după aia mergem unde fac pakistanezii aia ciorbă de burtă și după masă mergem unde se pișă lumea în garderobă. Nu, a fost pe avem program a fost azi. Pe vârful retezat. Dar trebuie să treci. Deci, i-am niște amintiri. Nu e nimic vârf. Ce ne-ai arătat până acum? Ați fost pe vârful retezat? Da, obligatoriu. Și frumos? Bă, chiar frumos, mai fără gunoaie în principiu. Ați urcat pe jos până acolo? Nu, am luat telecabina din Sinaia. Nu se poate, nu se poate, se poate, nu, se poate doar pe jos? Nu, nu, dar ceva e legat. Cât trebuie să urci? Cât trebuie să urci pe jos? 4 ore. Hai bă, ce drag. 4 ore. Cu Sania, cu ce să te dai pe vârful? Viitorul film al lui Cristi Puiu. Nu știu, un ATV, un trocariciu. Ai fost vreodată, nu știi cum e. Sunt niște bolovani uriași, n-ai cum să, cu nimic. Deci eventual poți să mergi cu robotul ăla, știi, în care te bagi și merge el. Deci ăla eventual din Alien, din Alien? Un din ăla. Deci eventual ăla de bagaje din Alien, ăla era robot. Eventual Ed, cu Ed din ăla. Ed 209 nu poate să urce pe. Da. Nu poți să că este Ed 209, e dușmanul. Am avut robotul. Știi cine e Ed 209? Nu se mai la e dușmanul Robocop. E căcat cu perge. Ăsta, uite. Uite-te la dă poză cu Ed 209. Da. Asta. Aia e poză. Da, dar sunt așa. E un din ăsta. 209 poate să urce. Poate să urce? Eventual, dacă își ține bine echilibru, deși sunt multe pietre mari, nu prea să sară, nu cred că e atât de agil. Da. Nu se mișca cam robotul. Dai mă poză să vezi cum arată vârful retezat. Ăsta avea probleme și pe gresie în film, am văzut aluneca. Atunci dă-mă să vadă Tudor cum arată retezat. Dă-mă o poză cu retezat, să vezi. Așa, caută retezat. Vârful retezat. Deci, și să vedem dacă robotul ăsta poate să ajungă pe retezat. Dă mai de aproape. Dar nu e cu pietre. Dar nu era la un moment dat, nu era retezat Godeanu? E și retezat Godeanu. Da, și ce s-a întâmplat cu Godeanu? Domnul Godeanu? Splitat. Dar e același? Adică Godeanu trebuia să fie cu retezat în același loc sau există altceva care se numește retezat Godeanu? După Revoluție s-au certat. Sau vârful retezatului se numește retezat, vârful nu retezat Godeanu. Acolo e retezat cea dată. Dar ce s-a întâmplat cu Godeanu? S-a țins după Revoluție. După cum FCSB nu este aua, nici Godeanu nu e retezat. Godeanu era securistul care îl supraveghea pe retezat. Era retezat și din când în când Godeanu. În fine, hai să ne întoarcem la cabinuța. Neaberant. Deci, cum îl chemam pe robotul din Interstellar? TARDIS. Nu, TARDIS nu e deci, din Doctor Who? Ba da, retardis. Deci, trăim într-o țară în care oamenii... Deci, aceasta e...
La... Vă rugăm fiți civilizați oraș, și nu uitați în cabine. Folosiți toaleta pentru nevoi fiziologice. Păstrați curățenia. Mulțumim pentru înțelegere. În care România... cabine sunt și alea de la WC-ul. Deci, păi le avem în poză. Am pozat și cabinele. În România, oamenii... Anul 2023. Urinează în cabinele de la garderobă. Drept pentru care s-a trecut la tehnologia secolului 22 și s-au scos ușile. Deci la cabine unde te schimbi ca să nu fii văzut, dă puțin mai încolo. De ce mai există cabină? Pentru ce mai există? Adică de ce nu au scos complet? Nu există explicație. Nu există explicație. Este România, deci România și nu profundă rurală. Au scos ușile ca să se vadă dacă te piși înăuntru? Exactamente. Și mai interesant mi se pare că anunțul este și la femei. Te rog să dai și anunțul pentru femei. Dar zice tot și aici bărbați. Ar putea să pară că chiar dacă face pipi. Dacă fiți civilizate... Dar știu, dar aici chiar ar putea să pară că face pipi. Uite, vezi? Ia, dă înapoi. Băi, oameni buni. Deci în România, femeile fac... Asta zici că e The Shining dacă hotelul era la vas lui. Știi, în loc nu să e The Shining hotelul. În America... Nu e The Shining hotelul. The Shining, da. Este The Shining direct. The Shining, dar doar că The Shining varianta sărăchie. Adică The Shining cu fantome homeless. Și la doamne s-au scos ușile de la garderobă. Vă imaginați o doamnă care își dă chiloții jos. Adică, băi... Bă, numai România garderoba nu are uși. Este un fel de nudism public acceptat. Băi, ați discutat cu schimb de haine, că asta bă, e... Da, ca idee, vă dați seama, oamenii, că acolo e o cădiță, fac oamenii baie în piscină și pe aia vin în cabina de garderobă și fac pipi. Adică atât de grav a fost fenomenul încât s-au scos ușile inclusiv de la femei. Ca să zicem, femeile sunt mai civilizate, nu știu de ce am senzat. Adică cel puțin, e mai greu oricum să faci pipi ca femeie într-o cabină. Ca bărbat e mai... Nu? Depinde. Zi. Depinde de... Te întreb ca femeie. Depinde te-ntreb. Ce rezultate fisezi. Adică dacă... Ce a fost asta cu zi te întreb ca femeie? Păi zic ca femeie. Cum e mai ușor să faci pipi într-o cabină de garderobă? Ca bărbat sau ca femeie? Ca femeie, normal, că te stropești. E mai greu ca femeie. E mai greu. Da. Și totuși, anunțul acesta a fost pus și la doamne și s-au scos ușile. Asta e tot la Hațeg acolo? Nu, e la Herculane. La Herculane. Credeți că de aici a venit ideea albumului Specii Ușile? Nu știu, dar băi frate, băi vă puteți închipa. Băi, asta este România, om bun. Deci noi zicem, băi, NATO, deci dacă ăia de la NATO, ăia nu știu de la NATO. Chestia asta. Ăia de la NATO n-ar scoate din NATO dacă ar afla chestia asta. Deci nu e, bă, o țară care nu are uși la garderobă pentru că oamenii fac pipi în cabina de schimbare nu are ce căuta în NATO. Deci gluma cu noaptea porților adică deschise nu funcționează aici. Noaptea porților deschise. Ia, de mai a, nu, noaptea, ce noaptea, mai nu, stai, acolo noaptea se merge la cădițele care sunt în natură, cum ar veni, și beau și se bat cu sticle în cap. A doua zi dimineață oamenii care vin la piscina naturală calcă pe cioburi de... Adică, bă, este o țară unde este prea mult... Adică chiar e prea multă libertate, aș putea să spun. Nu uite, știi și o știre pozitivă. Festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca, de Jurilovca, nu? Deci e Borșul de Jurilovca, nu s-a întâmplat la Jurilovca. A depășit nevărsii ca număr de participanți pe zi. S-a întâmplat în Tulcea. Noi când am citit prima oară chestia asta, am crezut că este o exagerare sau e caterincă gen Times New Roman, dar avem un articol care confirmă, articol de la tulceanoastră.ro. Au fost 75.000 de oameni într-o singură zi. Deci eu vreau pe main stage la Festivalul Borșului. Vă rog eu din suflet dacă se poate. Ia, deci minutul de aur cu cei mai mulți în același timp au fost în același timp 37.874 de persoane. Deci ăștia de la Untold trebuie să se reorienteze, nu merge cu tineretul. O fi borș de ăsta lipovenesc făcut de niște pakistanezi, că altfel nu mi-explic. Deci au cântat Goran Bregovic, Fuego, Teoroz, Loredana, în deschidere toți la borș, practic, adică toți au deschis pentru borș. Dar uite că scrie Teoroșe. Teo Roșe. Și alte Roșe, nume, eu aș vrea să știu cine sunt numele cunoscute din zonă și din țară. Ce alte nume cunoscute care n-au fost trecute în articol?
De ce n-a fost trecut? Adică a fost... De ce n-a fost trecut, de exemplu, nu știu... Era, avea o constrângere de număr de caractere la articol. Asta adică... zic, adică dacă au fost și alte nume, dacă tot ai scris articolul... Adică, poate erau foarte mulți. Păi da, mi se pare o discriminare, adică dacă a fost și, nu știu, holograf, de ce nu i-a trecut? Adică și plus că... Dacă îi treceam un pohol. Și plus că... Și cine e nume cunoscut, dar n-a fost trecut? Dar, eu aș da judecată. Dar n-ar trebui teoretic, logic, să fie invers, să-i treacă pe aia de care nu prea ai auzit și la ăia să fie nume cunoscute. Și foarte alte multe nume cunoscute. Că sunt numele cunoscute, restul trebuie menționați, nu ar eu așa mă gândesc. Da, dar era urât să zic, și alte nume necunoscute. Era ok, deci dacă erau, tocmai că dacă era și alte, deci articolul era mult mai corect așa. Scena va fi din nou un punct de atracție pe care vor urca azi Fuego, Teo Roche, Roledana și alte nume necunoscute din țară. Băi, era ok articolul, băi, vor urca era și alte nume necunoscute, adică nu știm, nu putem să scriem pentru că sunt necunoscute. Avea logic, așa? Și alte nume foarte cunoscute din țară. Cine? Pare Leșii numele... Bocârlea. Hello, my name is Leșii Bocârlea, here from Tulcea, Festivalul Borșului. Yeah, put your fucking hands up for Jurilovska! Jurilovska Borș! Yeah. Și oamenii. Ia uite. Bă, afișul e mișto. Dă mai sus, ăla e. Nu mai sus, nu, ăla e mai vechi. Dă mai sus de ăla, ăla e afișul. Păi sunt cunoscuți. Chiar, hai să vedem cine sunt artiștii cunoscuți din țară și din zona. Uite, Goran Bregovici te scrie acolo. Cunoscut. Dar ce sunt artist cunoscut în zona? Adică particip la ce? Încât la ești cunoscut doar în zonă. La uite, lasă-l așa. Goran Bregu, uite, deci Viorica, n-a trecut pe Viorica de la Clăjean. They did Viorica Dirty. Deci au scos pe Viorica și Ionita de la Clăjean și pe Radu Captari. Loredana Teorozenben Fuego, Goran Bregovici. Deci de, dar nu mai erau doar doi. Asta zic. Erau doar două nume. I-a fost Lena. Nu e ok. Adică cine a scris articolul? Bă, n-a avut chef și să scrie. Și cred că asta e doar cu Bregovici, nu? Afișul ăsta. Da. Goran Bregovici, concert la Festivalul Borșului. Bă, de asta la un moment dat nu era... Cine l-au respins? Moldoveni. Respins intrarea în țară. Republic of Moldova. Asta nu era pro-rus? Nu era o treabă că da, era pro-rus? Da, deși ăștia din România iau apărarea că n-au fost că n-a zis. Ei, la noi nu se pune. Dar era sau nu era pro-rus? Ei, e o declarație mai controversată și... Și totuși, ăștia din România iau apărarea. Dacă nu mă înșel eu așa... Dar vine și la București, n-am niște cunoștințe extinse despre geografie, dar Tulcea nu se află cam la aproximativ 15 km în linie dreaptă de război? Ba, chiar mai... Da, Tulcea, da. Și restul deltei chiar foarte aproape. Da. Dar ăsta e vechi, mă. Adică, nu știu, zic și eu, doar zic, nu știu. Mi-a plăcut că scria ansamblul. Hai să vedem ce mai avem după asta. That was it. Încheiem sus cu... Bă, și că a fost organizat foarte mișto. Mi se pare tare că există sănătate evenimente locale de genul ăsta care să strângă atâta oameni. A fost cu bani? A fost cu bani? Nu cred. Nu cred, dar n-am avut și eu la Tulcea... Inaugurarea falezei a avut Gigu. Și a fost extraordinar. Gigu, ce... Mega tare, super multă lume. Băi, am și un anunț de făcut. Da, zi. Am fost nominalizat la Best Video Podcast, la Webstock. Votați-mă și pe mine, dacă vreți. Găsiți informații despre cum se votează, unde? Pe community-ul canalului Happy Fish. Pe community-ul canalului Happy Fish. Și cam atât. Mușat, ai ceva? Citiți. Ochii minții. Așa zi, păi zi, dacă tot ochii minții continuă spectacolele pe stradă, la străzi deschise, fiecare weekend. Iar de asta cu străzi deschise? De până în octombrie. Nu asta toată cu trupa. Închise, străzi deschise, nu știu cum vorbim. Asta e, bă, nu, asta nu înțeleg. Străzi deschise. Închide strada și ce strada deschisă. Bine, bă. Ok. Tot așa cu grătare, cu d-astea, cu... faceți? E cu caragele, frumos, cu actori, stai, frumoși. Nu era cu grătar data trecută. Uite, aici trebuia să prinzi cu ochii minții. Aici trebuie. O să prindem și acolo, da. Când ne cheamă lumea cu ochii minții să facem caragele, spectacol, la copii. Acum începe, o să încep campania să merg, să vorbesc cu ăștia prin școli. Păi să... asta ar fi. Păi știu, da, uite, toată lumea e în vacanță, nimeni nu răspunde. Eu mă chinui de 3 luni. Da, vacanța la România până la 1 octombrie, oricum. Așa la concluzia asta m-a auzit. Băi, deci toată vara am sunat, încolo, la licee, la ministere, la
Bă, nu vrea nimeni să face în școală, să le dau școală cu profesionistă, cu ochimiții, cu actori, cu alea, ca să ia copiii 9-10 la BAC, nu se vrea, mă. Nu vrea nimeni. Nu vrea nimeni. Cu acestea fiind sunt spuse... Sunt interese la mijloc. Da, nu, las, facem festivalul Borșului. Ochimiții, votați pe Gicu la Webstock și o să mănânc mai civilizat. Nu știu, asta e un sfat pentru mine, îmi dau, n-am, nu promovez nimic. Vă mulțumim, vă pupăm și ne vedem la episodul de membri. Dacă doriți să susțineți, aveți acces la un episod extra, nu doar unul. Avem o arhivă mare în spate de extra episoade. Nu știu dacă ar trebui, am fost la cimitir... Am fost la cimitir la bunici, la niște prieteni de-ai mei care m-au părăsit și am dat peste niște monumente mortoare, de mi-a stat mintea în loc, facem reveal la în episodul de membri. Facem reveal la membri. Uai. Ca să nu pierdă Gicu cheia orașului, vom face... Glumesc! Vă pupăm! Dar acum nu e cu din aia la cheia orașului, nu e cu pastilă din aia. Dar cum e să pierzi cheile orașului? Știi cum îți rătăcești cheile? Aoleu! Eu am luat cheia orașului, dar am făcut dublură, adică a fost primul. O ai și unde ai pus? Dar nu, m-am dus acolo la copiere chei. Dar e ok, ți se dă ok? Păi e mare, da, e mare, e mare. Adică nu prea poți să nu-ți dă ochiiți atât. Cheia orașului. De geamantan. Este, e mare și un prieten al meu, ca să facă mișto de mine, a spart nuși cu ea. Și există eu, uite, la cheia orașului și a început să și poți să deschizi ceva cu ea? Adică există ceva în oraș care se deschide când bași cheia? Da. Ce? Ușa orașului. Gata. Vă mulțumim.